Și a dat lui Dumnezeu și cum că sunt astăzi de Dumnezeu, mai suntem din nou împreună și mai acolo întreaba. Tema pentru acasă, de acolo s-a tema pentru acasă, lasă a șasă. Ce va fi? Să facem altfel de parte, da? Da. Altfel. Care este cea de-a 212-a cifră din partea cea jumătate a numărului 212 supra 7? Deci care este? A 212-a cifră. 212-a cifră. Din partea decimală a numărului. Din partea decimală, cum se zicea? Partea fracțională, partea era în paranteze rotunde. Nu? Partea întreagă în paranteze drepte. Și partea fracțională era în paranteza înacolată. Deci, una, spune așa, 2,75. Și atunci, dacă i se dau 2,75, partea întreagă a 2,75, așa scriem, partea întreagă 2,75, egal cu 2, da? Dar partea fracțională a 2,75, adică cei de după virgulă, este egal cu 0,75. Da? Deci partea întreagă este partea din stânga virgulei, iar partea fracțională dincolo de dreapta virgulei, da? Da. Deci orice numără are partea întreagă și partea fracțională. Da. Și noi trebuie să găsim partea, că există... Partea decimală a numărului 212 supra 7. Deci 212 supra 7 și să vedem partea, hai să spunem așa, partea fracțională, da? Partea 2012. A. 2012, da. Da, și la cifra, am zis eu că și 2012. Deci a 2012-a cifră, da, ca poziție. Deci după virgulă sunt foarte, foarte multe decimale. Ne trebuie prișeane cu poziția 2012. Am înțeles. Deci partea fracțională egală cu cine? Adică va fi 0,1 și noi să găsim pe cea din poziția 2012. Idee. Să transformăm pe 2012 în numărul... 2012 pe 7. Pe 7. În numărul decimal. În numărul decimal. Adică ea e fracție ordinară și o dăm sub formă de fracții decimale. Pentru asta trebuie să facem împărțirea. Hai. Deci 2012 împărțit la 7. E la 1. Te rog. Merge de 2 ori. De 7. 14. Rămâne 6. 61. 61. Merge de 7 ori. 7 ori, 7 ori, 49, da? Da. 49, și rămâne 9 de 11. 2. 2 și 1. Rămâne restul mai mare de 7, nu? Mai merge o dată. Mai merge de 8 ori. Deci, zicem, 7 ori, 56. Și 6 din 11, 5. Da, e bine acum. Da. Coborăm pe 2. Da. 52 merge de 7 ori. 7 ori, 7 ori. 7 ori, 49. Rămâne 3. Da. 1. Nimic. Da. Punem virgulă, da. Punem un 0. Da. 7 în 30 de 4 ori. Da. 4, 7, 28. Rămâne 2. Punem iar 0. Merge de 2 ori. 14, rămâne 6, punem 0, merge de 8 ori. 8 ori, da. 56, rămâne 5 și 2, nu, 5. De ce 5? 6 din 10? A, 4. 4. 4,
de 40, de 3, 4. De 5 ori. 5 ori, 5 ori, 7, 35. 35, rămâne 5. 50. 50. Merge de 7 ori. Da. 49, rămâne 1. 10, o dată. O dată. 7, rămâne 3. Da. 30. Da. Merge de 4 ori. De 4 ori. 28 și de aici cred că se repetă. 30. Adică 30, uitați acolo, 30, 28. Deci aici e 30, nu? Da, da. Așa. Acolo. Iar acum rămâne 28, iar 2. Iar 2, 0. De 2 ori, de la 7, 14. Da. Da, deci în perioada 4, 4, 2, 8, 5, 8. Deci perioada ține până aici. Și... Da. Da, e chiar, nu-i mix, ci e număr periodic simplu. Da. E bine, câte cifre are perioada? Următoarea după ar să fie 4, 2, 8, 5, 7 și așa mai departe. Da. Iar 4, 2, 8, 5, 7 și mai departe. Și cum se găsim noi pe a 2012-a cifră? Și 7, 1, n-a uitat să-l fugă una. Da. 1. Deci câte cifre avem? 7. 6 cifre. Dacă ne-aș fi spus autorul să găsim pe cifra a 12-a, după poziția a 12-a. Ar fi luat prima grupă, a doua, și ar fi venit 4. Deci prima grupă 6, încă grupa cealaltă 6, 13. Chiar unul este. Da? Da. Dar când am fi spus a 13-a cifră? Era 4. Așa. Cu alte cuvinte, 13, 6 în 13 merge de două ori. Da. Și rămâne restul 1. Deci restul 1 înseamnă atâtea cifre din grupa următoare. Da? De ce am zis 1? Dacă ar fi fost 14, de pe poziția la 14? Mergea de 2 ori, 12, restul 2. Adică ar fi fost în consecința 4? Da. Nu 4, 2. 2, da? Da. Dacă ar fi spus a 17-a poziție? 17-a de 2 ori, 12, 5. 5. Deci pe poziția 5-a, din grupa următoare. Da. Da. Adică ar fi fost 7. Da. Da? Deci, pe poziția a 5-a, 2, 4, 5, 7 este. În concluzie, dacă zic a 23-a poziție. 23 împărțit la 6, merge de 3 ori. Da. 6 ori 3, 24. 6 ori 3, 18. Rămâne 4, 1. Cât ai zis eu, a 23-a poziție. 23-a. A 20. Da, 18. Deci 18. Nu, 14. 23. A 23-a poziție. Deci cum am făcut? Pe 23 l-am împărțit la... 6, merge de 3 ori, 18. 13 fără 8, 4 și 1. Cum? Deci din, ca zis, mai 20, dar aici scădem pe 18, da? Ca să vedem cât este restul. Scădem, dar nu... Păi, așa vine. Dar trebuie să împărțim la 6. La împărțit cu tine. 23, împărțit la 6, merge aici spus de 3 ori. Da. 3 ori 6, 18. Și mai mare chestia asta. 3 ori 6, 18. Da. Și ca să vedem restul, cât este. Păi, 13 fără 8.
Da. 4. De ce ai zis 4? Se vede. Mai întâi din 10 ani și ea scăde pe 8 și rămâne 2. Și cu 3? 5. 5, atenție. Deci face 5. Deci, practic, din cele 3 grupuri, a 5-a, din a 4-a grupă, da? A 4-a, a 5-a poziție. 2, 4, 5, asta este, 7. Da? Deci a 23-a cifre este cifra 7. Care a fost ideea? Împărțim numărul acela la 6, că sunt de grupe merg, și ne interesează restul din următoarea grupă. Așa și noi. 2012 împărțim la... E 2012, da? Așa ne zice autorul, la 2012 a poziție și zicem 2012 împărțim la 7. La 6. La 6, corect. Și facem. Merge de 3 ori. 3 ori 6, 18. Rămâne 2, să coborăm pe 1. Da. De tot de 3 ori. Da, 3 ori 6, 18. Rămâne 2, 1. Deci 2. Nici 2. 8 din 11. Cât faci? 3. 3 este de 10, ce rămâne 2 și rămâne 1, 3. O bună pe 2. Pe 2. Merge de 5 ori. 5 ori, 5 ori 6, 30. Rămâne 2. Punem o virgulă și un 0. Stai. De ce să fac virgulă? Rămâne 3 și 2. Adică fac câte grupe de astea? 35 de grupe. Și a 300, da, deci azi, până aici, 335 grupe de acestea, asta e 335 ani. Și a 336, o scriem, e vorba de 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1. Și în clipa asta, punem pe al cincilea de pe următoare, nu, pe al doilea. Ce este? Pe 2. 2. Dacă nu trebuie să-l 2, adică chiar al doilea este. Deci, răspunsul corect, cifra 2012, a 2012 cifre, este 2. Da? Este 2. Deci, eu ca să te fac să înțelegi, am luat cazuri mai mici. Am zis, pare care ar fi la 12 poziții, care ar fi al 13, al 14, ca să înțelegi și tu, te trebuie împărțit la 6. Da. Dacă eu forța, cum ai spune, sunt grupe de câte 6, împărțit la 6 și să vedem ce restul nu obține. Tu nu înțelege de ce. Că restul înseamnă a câtea cifre, da, a câtea cifre este din următoarea grupă. Deci sunt aici câte 335 de grupe, și eu, îndată, din următoarea 336-a grupă, nu mai iau în totalitate grupa aceea, ci doar din două. Dar două cifre nu urmează ca să completăm 200, 2012. Și atunci, e vorba de cifra 2. Da? Deci asta era un lucru foarte bine. Mergem mai departe. Ce facem acum? Determinarea de 2012 cifre din partea decimală a numărului 2013 și suprapoziția 13. Deci 2013. Deci a câta decimală? A 2012. Tot 2012, da? Din? Din 2013 supra 13. Hai să facem. Deci, tot partea fracționară din 2012, sau 13, ai zis? 13 supra 13. Așa. Sigur, va da aproape un număr pe el când facem împărțirea. Și e important să spunem că ne interesează la câte cifră. A 2012. 2012 a cifră. A, așa este exprimare. Ei, luăm de parte și 2013. Împărțit la 13, cât va fi, e rău să faci repede împărțirea. Facem o împărțire, să vedem cum ne descurcăm.
Merge de câte ori? 13, 20, o dată, 13, 7, 21. Merge de câte ori? Ca 1, 7, de 7. Da? 1, ca câte ori? Cam 7 ori e cam mult. Da, de 6 ori. De? 6 ori. 6 ori 3, 18, 8 și 1, 6 ori 1, a, nu, e prea mult. Depășește. Nu, de 6, de 5 ori, da? 5 ori, 5 ori 3, 5 ori 10, 5 și 1, 5 ori 1, 5 și 1, 7. 65. Acum, 5 din? 5 din 11, 6. Foarte. Nimic. Îl coborăm pe 3. Da. Merge de... Da, dar dacă vă fac 65 acum, nu mai 63, nu mai merge 5. De 4 ori. De 4 ori. 4 ori 3, 12, 2 și 1, 4 ori 52. 4. Da, 52, ok. 1. Da. 1. Da. Punem virgulă. Deci, 11, punem virgulă. Virgulă, punem un 0. Da. Merge de... 13, 110. De 9 ori. Da? De 9 ori scrii tu. Ia să vedem dacă de 9 ori. 3, 27, 7, 2, 9 ori 1, 9 și cu 2 ori. Da, nu depășește. Depășește. De 8 ori. Ia să vedem. 8 ori 3, 24, 4 și 2, 8 ori 1, 8 și 2, 10. Deci, ce face? Continuă. 104. 104 și? 7. 3, 4, 7. Nimic. Nimic. Punem un 0. Da. 13, 60. Ca 1, 7, de 7, 6 ori 3, 8. Nu, de... De ce părere ai? De 4 ore. Așa. 4 ori 3, 12, 2 și 1, 4 ori 1, 4 și 1 ori 5, 52. Da. 8, nimic, îl coborăm pe 0. Punem 0. Așa. 15, 90. Deci aici a rămas, cât ai zis tu... Mergea de 8 ori. De 8 ori, da. 8 ori, 3, 24. 4, 0, 1. 4, 8 ori, 9, 8 și cu 2, 10, nu? Da. 4. Acum 6. 60. Așa, 60, nimic, nimic. Merge de 4 ori. De 4 ori, 3, 12. 52. 52, da. 80. 80. Acum merge... Da. De 7, de 9. De 7 ori. 6 ori, 6 ori, 3 ori. 8, 8 și 1, 6 ori 1, 7 și 1, 7. Da. Pune 2, nimic. Da. Pune 0. Da. Merge o dată. Deci o dată, da. 13 și de aici trebuie. 7. O ieși undeva 7 la rest, nu? La început. Unde? 7 aici? Da. Ai, nu? Trebuie să iasă după ce a pus virgula. Că nu se teme. Da, 70. Da, 70. Merge de 4... De 5 ori. 5 ori, poate 5 ori, 13, 65. Rămâne 50. Da. 13, 50. De
Dacă ți-aș fi spus a 13-a cifră, cât ar fi fost? A 13-a cifră. Împărțim pe 2. A 13-a, pe 13 îl împarți la 6, că eu vreau a 13-a cifră. A 13-a ce-a însemnat? Grupa asta, încă o grupă de 8, 4, 6, 1, 5, 3, da, încă o grupă, și am pus câte cifre până acum? 12. Și din moment dat pun doar pe cine? Pe 8. Nu așa sunt acum 6 și 6 și 12 și 1, 13. Dacă ți-aș fi cerut 15-a cifră? Împărțim pe 2012. De ce 2012? Păi data trecută pe cine am împărțit? Pe 13. A câtea ce vreau eu să aflu. Și acum ți-am spus a câtea cifra? 15. Pe 15 îl împărțim la 6, ca să vedem grupe. De câte o să vă prind astea 6? De câte o să vă prind 6 în... 15. De două ori. Rămâne 3. 3. Înseamnă că e vorba de două grupe, de două grupe, ca să fac 6 plus 6, 12. Și din grupa următoare, din a treia, pun câte? Cât restul a rămas? Cât 3. 3. 3 cifre. Avem 8, 4, 8, 4 și 6. Asta este a 15-a cifră. Dacă ți-aș fi cerut a 18-a cifră? 18 împărțit la 6. Merge de 2 ori. 12. Rămâne 6. Păi merge de 3 ori atunci. De 3 ori 6 fac 18. Da. Deci, practic, 18 împărțim la 6 și merge de 3 ori. Adică vine o grupă, încă una 12 și încă una 8, 4, 6, 1, 5, 3. 8, 4, 6, 1, 5, 3. Adică fac câte acum? 18, da? Da. Cu 6 și cu 6 și cu 6, 18. Deci câta cifră este asta? Da? Este 3, este... 3 este a 18-a cifră. Da. Da? 18 cifră. Dacă se cheamă 19? Împărțim la 6, 3, 1. Adică din grupa următoare trebuie să adaug o singură...
cifră, ca să, până aici sunt 18, și mai bine am grupa următoare, 8. Asta este a 19-a cifră. De aici în timpul dure, numărul asta e a 19-a cifră. Pe poziția 19. Domnului se cere să găsim cifra de pe poziția 2012. Adică, cine este cifra când de la virgulă număr ai și pe poziția 2012? Pe cine? Pe 2012. Sigur că da, de asta se împarte. Pentru că nu am înțeles de ce ai spus să-l împărți pe 2013. Că nu spui să accepta 2013-a poziție. Da. Ci a 2012-a poziție. Deci asta înseamnă că eu 2012 să-l împărțim la 6. Ia să vezi. 2012 împărțim la 6. Ce restă obții? Merge câte 3 ori, parte nu? Da. Apoi. Restul 3. Restul este? 3. Adică, câte grupe de astea o să nu punem? 2012. Câte grupe de câte astea? Câți a dat la împărțire? 333. 333 sau 335? Nu putea de 5 ori din ultimul. Deci 2012 ai zis împărțit la 6. Merge de 3 ori 6, 18. 21 iar 3 ori 6, 18. 3, 32. Merge de 5 ori. De 5 ori 6 fac 30. Da? Și rămâne destul 2. Adică câte grupe de astea am să scriu eu? Una, o primă grupă, a doua, a treia, și în sfârșit, grupe de astea, în număr de 335, 33, adică grupa următoare este 846, 846153, și asta este a 335-a grupă. Până acum am 2010 cifre, deci după virgulă, scrind de 335 de ori grupa asta de câte 555, am 2010. Și rămas restul 2. Adică din grupa următoare scriu doar două cifre. Scriu pe 8 și 4. Iată că asta este cifra de pe poziția 2012. Deci, la întrebarea care este cifra de pe 2012, de pe poziția 2012 este cifra 4. Mai repetăm o dată. Deci, în urma împărțirii lui 2013 supra 13, găsim un număr periodic de care? Periodic simplu. Perioada este formată din 9, 4, 6, 1, 5, 3. Și am cerut să scriem, mi s-a cerut clădirea, și să scriem cifra de pe poziția 2012. Am împărțit pe 2012 aceea, deci numărul care este indicat ca poziție, la 6. De ce la 6? Pentru că sunt grupe de câte 6, sau lungimea din 6 cifre, partea perioadei din 6 cifre. Și am văzut că de 335, restul este 2. Adică scriem 335 de ori grupul ăsta și mai completăm cu încă 2, ca să fac la 2012. Spune-mi tu care este cifra de aici, de pe poziția 1075. Deci aș vrea să găsim cifra de pe poziția 1075. Cum facem? Deci 1075, 1075, împărțim la 6, și face? Merge o dată, 6,
4, 7, de 5. 6 ori 7, de 7 ori 10. Da, 42. Da. 55, 55, 55 de... de 8 ori. Cred că chiar de 9, 6, 9, 54. De 9 ori. Da. 54, rămâne 1. Rămâne 1. Deci, care crezi tu că va fi a 1075-a cifră? 8. Va fi 8, pentru că este prima de următoare, nu? Să scrie 179 ori, se scrie așa, așa, atunci îmi dă seama, unul indică a câtea din grupa următoare. Prima cifră din grupa următoare. Concluzia este că răspunsul la problema asta ar fi 8, da? Cifra 8. Dacă s-a înțeles din chestia asta, deci numărul care se indice poziția se împarte la lungimea perioadei, da? Și de acolo merge foarte bine, alte discuții. Și 1 mai 7.
2 din 3. Da, 190. Da. De. De 9 ori. De 9 ori. 36. 6 și 3. 9 ori 9 și cu 3, 12. Depășește, nu? Da. A fost și coborâ de 9 și de 8 ori. 8 ori 4. 34. 8 ori 4. 32. 32, 2. 2 și 3, 8 ori 1, 8 și cu 3, da. 2. 11. 11. 2 din 10. 8. Da. 1. Ba nu, nimic, nimic. Nimic. 80. 80, da. Merge de... De 7 ori. 7 ori, iar vezi. 4, 28. 7, fac 98. Și tu ai 90. 7, 4, 28, 7, 2, 9. Depășește. 7, 6, 4, 24. 4, 6, 26 cu 2, 86. De 5. 5 ori. Da. 5 ori 4, 20, 22, 5 ori 5 cu 2, 7. Așa. Rămâne 10, da. 0, 14, 100. Uite, 98, dar de 7 ori. De 7 ori. Da. 98. Da. Rămâne 2, 20. Da. 20, 20. Da, 60 și cât merge? 5 ori cumva, ia vezi. 5 ori 4, 2, 0 și 3, 5 ori 4, 5 ori 4, 7. De 4 ori. De 4 ori. 4 ori 4, 16. 6 și 1, 4 ori 1, 4 și 1. 56, restul 4, 40. Da. Da, se repete. 4, 2, da. Deci grupa care se repete? 4, 2. Deci 4, 2 până la 1, da? Da. 4, 2, 8, 5, 7, 1. Și vă mi-a 4, 2, 8, 5, 7, 1. Și am toți repede, măcar că am descoperit. Este un număr periodic din care e treaba asta? Mixt. Mixt. Am și grupul. Da, am și grupul de două cifre care e de după virgulă și trebuie să repede. Și acum autorul ne-a zis să găsim la câtea cifre pe aici? 200. 200 de cifre, da? Da. Adică pe 200 împărțim la 6. La 6. Dar ținem cont că de așa consumăm două poziții. Eu cred că trebuie să scădem din 200 pe 2. Adică două cifre de aici. Ca de aici încolo începe grupul, da, de câte 6. Da. Deci ce facem din 200? Din 200. Minus 2 și facem? 198. 198. Și de acum, pe 198 îl împărțim la 6. Așa, 198 îl împărțim la 6 și face... Merge de 3 ori. Da, merge de 6. 18, 18, de 3 ori, 18. 18. Restul 0. Restul 0.
Deci, practic, scriem de câte ori grupajul ăsta, de câte ori? De 33 de ori. Exact. Știu ultima dată, la 33 oară, e vorba de 4 de ori, 8, 5, 7, 1, și asta am completat. Da. Adică care este? Acum. Bun. Asta este a 200-a cifră. Da? De, din câmpul de cifre care se scriu, a 200-a cifră este asta. Sigur că este scris, continuă la care dar noi nu spuneam exact cât, care este cifra de pe poziția 200. Alte chestiuni? Deci aici am ținut cont că e vorba de un număr care are ce? Un număr care are parte decimală și noi vrem poziția 200, dar am deja două cifre care sunt ocupate din partea neperiodică. Atunci noi am scăzut, da? Pe doi acestea două cifre și nu ne-am ocupat să împărțim la șase. Așa. Dacă erau principii la partea neperiodică? La partea neperiodică, păi am fi scăzut 3. Am fi scăzut pe 3 din 200 și la ce am învățat la 6? Da. Bun. Alte ieșiți. Determinați cea de-a 202-a cifră din partea decimală a numărului 202 supra 55. 202 supra? 55. 55. Ia va fi, nu știu cât, multe decimale și noi trebuie să găsim pe cea de pe poziția 200, câte este? 202. 202. Și poziția, da? 5. Ar împărțim pe 202 la 55. Merge de... ca 5 în 20 de 4 ori. De 6 ori. 6 ori, 6 ori, 5. 3
30, 0 și 3. Da. Atunci. Deci spunem 330 și uitam puțin. Cred că merge de 7. 100. Deci, e clar că ar să fie... Merge de două ori, adică... 27 este a poziția 100 și vede că cifra este 6. Da? Deci, puncte, puncte, poziția... Deci, cifra căutată este 7. Repetăm. Dacă e periodic simplu, învățăm o dată la lungime. Dacă e periodic mixt, scădem decimale de cele câte partea de periodică și până împărțim restul după scădere la câte cifre sunt în partea periodică. Da. Și vedem dacă ne dă rest sau nu. Și restul înseamnă adăugat, dar știm atâtea cifre este din perioada aceea, că văd cât e lungă și îmi dau seama de cifra din poziția aceea. Da. Da? Deci, ce am repetat aici? Hai să vedem la sinteza oamenii. Oare putem spune că... Transformare din fracție ordinară în fracție decimală. Deci transformarea numărului fracționat. Transformare din fracție ordinară în fracție decimală. Trecem la fracție ordinară, fracție decimală. Și am aflat cifra de pe poziția respectivă, da? Deci am obținut aici numele periodice simple. Nu numele, hai să spunem fracții periodice. Sau numele decimale, da? Numele decimale. Periodic simplu. Sau numele decimale periodic. Mix. Și am aflat care e numele periodic. De acolo ne-am dat seama și am aflat, mă rog, cifra de pe poziția, nu știu cât, celul de autor. Atâta. Care este cifra de poziția 2197 și așa mai departe, da? Deci totul merge foarte, foarte bine. Bun. Spunem aici și share. Spunem, prieteni, la mașină? Da, like și share. Da, like și share. Să spunem, să aboneze, să spun la prieteni, pe toți cei care au, ieși de clasă sau, mă rog, vecini. Da. Da? Și să spună că au o șansă, dacă vă uite, la revedere. La revedere.